Suntem în cea de-a doua zi a întâlnirii tineri ortodoxi din Banatul de Munte și unul dintre coordonatele acestei asociații a tineri ortodoxi din Banatul de Munte este și latura aceasta patriotică. Patriotismul nu este o noțiune demodată sau perimată pentru tinerii noștri, ci este o stare de spirit care îi definește. De aceea suntem în Parcul Tricolorului, aici în municipiul Reșița și după procesiunea tinereții în care am traversat cartierul Govândare al municipiului Reșița, în cântec, cu drapele, în port popular și cu mult zâmbet pe chipul tinerilor, suntem aici pentru conferința maestrului Dan Puri, care, iată, a venit la Reșița pentru acești tineri ortodoxi și cu o conferință care se numește Cum altfel să fii român. Este un îndemn, un imperativ, care cred că este necesar și binevenit, mai ales că se apropie centenarul Marii Uniri. Deja în Episcopia Caransebeșului, în Banatul de Munte, prin acest moment putem să spunem că deja am intrat în linie dreaptă cu pregătirile pentru a aniversa centenarul Marii Unirii de la anul din anul 2018. Cunoaștem bine că în Caransebeș a plecat primul patriarh, Miron Cristea, care a fost unul dintre artizanii Marii Uniri și este firesc ca Episcopia Caransebeșului să marcheze acest eveniment așa cum se cuvine. Așa cum am spus, în primul rând sunt membri ai Asociației Tineri Ortodoxi din Banatul de Munte, care unește tineri din întreg județul Caraș Severin,
Deci avem 400 de tineri din Caraș-Severin, din toate localitățile județului reprezentative, dar avem și 100 de tineri din alte județe, delegații venite aici să participe la acest eveniment, din județul Timiș, din județul Arad, din județul Alba, din Slatina și de asemenea o delegație din Harghita și Covasna prezent aici. Deci din 8 județe împreună cu Caraș-Severin, prezenți la sărbătoarea tinerilor ortodoxi din Banatul de Munte. Și acum dați-ne și doi ani de mare acțiune pentru voi. Ce se întâmplă seara asta sau tot? Ok. Este extrem de important ceea ce noi organizăm acum în Reșița, deoarece este prima, de fapt, este prima activitate și manifestare a tineretului ortodox strict din Banatul de Munte. Bineînțeles, avem invitat și din afara eparhiei. Este extrem de important, așa cum am spus, deoarece este o manifestare prin care noi ne afirmăm și noi arătăm că suntem cu adevărat o forță în societate și că ne dorim o reală schimbare în bine a societății. Mesajul nostru este că noi suntem generația bucuriei și noi, tineretul ortodox, suntem, așa cum am spus, o forță civică. Nu suntem, așa cum încearcă societatea să propage, niște tineri încuiați, niște tineri limitați, ci suntem niște tineri cu foarte largi orizonturi, care sunt mereu deschiși spre dezbatere și spre cunoaștere și, bineînțeles, spre comuniunea cu Dumnezeu. În momentul de față urmează să participăm la conferința susținută de maestrul Dan Puric, iar această activitate se desfășoară în cadrul întâlnirii tinerilor ortodoxi din Banatul de Munte. Care e mesajul vostru pentru ceilalți? Ce vreți să transmiteți? Să transmitem că și prin manifestări care țin de biserică putem fi fericiți, putem manifesta bucurie, entuziasm, să ne manifestăm credința către ceilalți și în această modalitate, zic eu, probabil să atragem și alți tineri către biserică și să-i apropiem de Dumnezeu. Adesea, care e mesajul pe care voi vreți să-l transmiteți din acțiunea de ați și cu toate activitățile pe care? Vrem să le arătăm tinerilor că biserica se implică și că biserica nu înseamnă doar generația în vârstă și noi tinerii care suntem viitorul și care trebuie să ducem tradițiile mai departe pentru ca biserica să fie veșnic vie. Crezi că e important, mai ales în contextul de acum când biserica e așa, da, este important să știe că noi suntem aici, că noi ne implicăm și că nu sunt singuri și... Adică noi suntem, chiar dacă suntem într-un cont de umbră și tocmai de asta vrem și facem atâtea activități ca să ieșim din acest cont de umbră și să nu se mai zică că biserica nu face, pentru că de fapt biserica face foarte multe, chiar dacă nu se vede, poate. Pentru mine acest eveniment, întâlnirea tinerilor ortodoxi în Banatul de Munte, este foarte important că pot transmite și celorlalți colegi de-ai mei de la școală și nu numai, ci și prietenilor mei, ceea ce se întâmplă aici și ceea ce vrem noi să transmitem. Mesajul nostru este acela că biserica poate face mai mult și pentru tineri și pentru noi toți, atât prin activități, cât și prin aceste procesiuni organizate și aceste întâlniri frumoase care au loc atât în județ, cât și în țară. Cu asociații și ce sper să înveți și ce ai învățat deja? Mie mi se pare că acest eveniment este cel mai important eveniment, cel puțin din zona noastră, Banatului de Munte. Și chiar mi-am dorit să particip și nu doar să particip, ci și să mă implic și să ajut, pentru că asta îmi place mie foarte mult să fac și eu cred că merită și e un fel și un mod mult mai frumos de a-ți petrece vara și mai ales tinerețea. Ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. La Reșița, maestre!
Păi trebuie să așteptați până mănânc eu pâine, asta se face 8 seara. Reamprentat pe inimă tricolorul cu crucea în mijloc. Maestrul Dan Puric. Și a trecut și a zis, mai bine te făcea deștept, mă. Așa că decât să fiți frumoși și tineri, să aveți credință în voi și să aveți frumusețe. Una. Pentru că e vorba de o comuniune, știu și eu, de o unire, de acel ceva de schimb de substanță. Vedeți, dumneavoastră, noi nu văzusem american decât la Dallas, în seriale, că era... cum să zic, serialul ăla, noi eram în ghetoul ăla comunist și nu văzusem decât. Pe de altă parte, nici americanii nu ne văzuseră pe noi. Și atunci a fost o întâlnire, un american să vadă vreo 6.000 de români și românii să vadă vreo, mă, tu ai văzut serialul ăla, da, l-am văzut, domn profesor. Mă, tu ai văzut în decorul lor vreo carte? Doamne, m-a dat gata, am dat toate filmele, păi n-am văzut și o carte, am văzut mai pahare de whisky. Și, adică venise cu o întârziere de 2000 de. V-am adus două cărți. Adrian Făgețeanu, Poartă către suflet, puteți face studii de antropologie. Luați cartea și dați unui parlamentar din România, habar n-o. Da, dați domnul parlamentar, deputat ce ești, cine este om? Puteți face studii de antropologie. Rezistența face parte de la aia care au scos în stradă cu brichetele să jucau pe acolo. Rezist, știți? Sunt toți scoși pe internet. Rezistența este factor politic. Dăinuirea este factor hristic. Dacă vă uitați așa în cei 2000 de ani ai noștri, ce ne-a ținut? Uitați-vă cu inimioarele voastre tinere. Ce ne-a ținut? Duceți-vă în istorie, să vedeți. Ne-a ținut vreun plan politic? Oh, din când în când câte un voivod excepțional care a plătit cu viață. Dar în rest, ce ne-a ținut? Și cine mai ține acum? Credință. Și apoi limba. În secolul